nevoie de 125 de lapte, apoi vom avea nevoie de 25 de grame de unt, de un praf de sare, eu nu pun zahăr, nu pun nimic, apoi de 70 de făină și 20 de amidon și un vârf de linguriță de praf de copt. Deci este diferită de rețeta originală și vom pune 3 ouă sau 4, depinde câte ouă se intre și cât de mari sunt linița mea, voi pune laptele. Așa. Untul. Și cu sarea pe foc. Aici am un praf de sare. Așa. Și punem pe foc. În momentul când începe să clocotească, adăugăm făina cu amidonul odată. Și praful de copt și ouăle le adăugăm când se răcește puțin. Voi amesteca, am să pun aici, voi amesteca amidonul cu făina. O să punem tot odată. Și amestecăm așa amidonul cu făina. Și le dăm la cuptor la 200 de grade 10 minute și apoi scădem la 180 5 minute și apoi la 100, eu așa le-am făcut, încet, încet. Și am deschis și eu am cuptor electric și jos și sus. Și punem toată făina odată aici. Și amestecăm imediat așa. Vedeți? Așa. Și acum am să mai pun puțin pe foc, să se usuce mai bine. Și amestecăm așa, uitați cum se usucă. Și o punem în vasul nostru și o să o răcim puțin. Și apoi adăugăm ouăle și un vârf de linguriță de praf de copt. Așa. Lăsăm să se răcească puțin și apoi adăugăm ouăle una peste unul cu mixerul, să se răcească și amestecăm până se incorporează bine, 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 bine oul și apoi adăugăm altul. Eu am adăugat 3, dar dacă ouăle sunt mici, ultimul ou îl zbateți și adăugați puțin câte puțin. Nu trebuie să fie nici foarte tare, dar nici foarte moale compoziția. Și acum mai punem încă unul. Și adăugăm al doilea. Și amestecăm. Încet, încet. Așa. Și acum cu ultimul ou voi adăuga și puțin praf de copt. Puțin, puțin. Știu că nu se pune, dar aceasta este o rețetă diferită. Am pus și puțin amidon și puțin praf de copt. Și să vedeți ce bune ies și așa. Ca să ne rămână, ia uita ce frumoase rămân. Întregi. Coapte bine. Așa. Și acum adăugăm și al treilea ou. Îl încercați mereu să nu fie... Eu când sunt sigură de ouă, le pun direct. Dar dacă le cumpărați și nu sunteți siguri că sunt proaspete, 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 puneți unul câte unul pe un vas, într-o farfuriuță și apoi îl adăugați. Așa. Și amestecăm așa bine, bine, bine. Așa trebuie să fie. Când cade, să se formeze acest zei. Așa. Și vom pune toată compoziția în săculețul nostru.
dată. Strângem, apoi vom tăia, ne pregătim și tava. Să leg așa ca să nu curgă. Așa, vârful. Și vom pune, ne putem ajuta și cu o linguriță să tăiem. Punem așa una câte una și facem biluțe. Așa. Așa, și dacă ne-a rămas compoziție, să le facem mai măruțe. Punem unde sunt mai mici. Și acum, cu un șervețel sau cu o linguriță, cu degetul, așa, dăm așa cu apă. Dar puteți face și cu un șervețel. Cuptorul este încălzit la 200 de grade, 10 minute, ne uităm la ceas. Deci este și 25 și băgăm la cuptor. Avem o ceapă verde, brânzica noastră Philadelphia, puteți spune și brânzică de burduf, ce brânzică vă place? Eu asta am în casă, asta pun. Așa. Și am să pun așa jumătate din compoziție, din cutiuță. O parte am să le fac și dulci și o parte sărate. Și ne tăiem puțină ceapă verde. Așa. Așa, și adăugăm ceapa noastră aici. Puteți pune și mărar. Puteți umple și cu icre, și cu salată de vinete, și cu pateu. Le tăiem așa în două. Și le umplem linguriță. Puteți pune și cu o punguță dacă doriți. Și puneți așa peste. Și punem peste. Nu vedeți? Și le punem pe o furiuță. Le punem așa aici. Ia uitați, și mai mici, și mai mari. Așa, și le tăiem. Căpăcelul. Așa. Ia uitați-le ce frumoase sunt și gustoase. Am să și gust, am să o iau pe cea mai mică. Să vedem. Am să tai. Să vedeți cum arată. Încet, încet. Vedeți cum arată? Sunt de mamă mie ce gustoase. Vedeți cum sunt? Mm-hmm. Vă las cu aceste coji umplute cu Philadelphia și cu ceapă. Pupice, vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc de suflet. La revedere, ne vedem mai târziu.